Credința în popor. O rușine-i azi credința la poporul românesc, că e Dumnezeu știința și dezmățul omenesc. S-a uitat credința sfântă cu tradiții strămoșești, azi la modă-i desfrânarea și slujirile trupești. Să te închini azi e rușine, lumea râde de păcat, Dumnezeu e închipuire, fiindcă de ne-am cultivat. Iar strămoșii din vechime nu erau prea cultivați, astăzi merg să se închine numai cei înapoiați. Azi, cu atâta învățătură, cum să crezi în Dumnezeu când cunoști perfect atomul și despici nucleul său? Azi când munca grea cu brațul e făcută de motor, azi când vezi din casă lumea privind la televizor, ce câștig ai din credință când ai azi tot ce dorești? Cum tu, om cu învățătură, iar să te umilești? O, dar iată că azi omul s-a schimbat fundamental. Este drept, are cultură, dar e rău, nedrept, brutal. Iată lipsa de credință de la cei ce-s cultivați, că ajung să se ucidă chiar și rude, chiar și frați. Ce frumos era românul milostiv, cinstit, smerit, credincios și cu nădejdea vieții fără de sfârșit. Toți strămoșii cei din veacuri, iată că au fost uitați sau sunt defăimați de unii că n-au fost prea cultivați. Oare limba românească care o scriem și o vorbim, nu din cărțile lor sfinte ce le-au scris o moștenim? Prima frază tipărită în iubitul nostru grai este o sfântă rugăciune pe acest picior de plai. Coresi n-avea cultură, Varlaam era ateu, n-avea o minte sănătoasă de chemau pe Dumnezeu, Dosoftei n-avea cultură sau Iviranul Amtim, oare nu erau toți oameni, despre dânsii noi ce știm? Dosoftei, cu a lui cultură, peste tot recunoscut, purta moaște în trăsură ca o dor neprețuit. Mucenicul din Suceava peste tot l-a însoțit, pentru ce-l purta cu dânsul marele mitropolit? Oare așa de scurtă minte să fi fost la Dosoftei? Câți ca ei au azi cultură dintre cei mai mari atei? În trecut, mai zice lumea, preoții au exploatat țărănimea cea săracă. Oare chiar adevărat? Arătați cu argumente toți acei ce azi vorbiți, ce avere adunată au sfinții, care-s cei ce s-a supriți? Poate Ștefan voievodul de cultură a fost lipsit? El doar conducea poporul prin sihastru cel sfințit. Câți din cei ce au cultură cunosc azi amănunțit ce avere are sihastrul care Ștefan l-a iubit? Dar cât știu că sfântul acesta, înțelept și luminat, știa pe de rost psaltirea și pe cât i-a vindecat. Și cât știu atunci că Ștefan sta la ușa lui smerit, așteptând el, domn, la ușă obosit și istovit. Știți că în ruga lui vorbire a cerut lui Dumnezeu ca să ajute voievodul izbăvind poporul său? Tot poporul cu credință apără acest pământ. Mii și mii sunt sub țărână, un popor martir și sfânt. Au zdrobit păgânătatea cu puterea Sfintei Cruci, tot pământul țării noastre este plin de mucenici. Sfântul Gheorghe pe drapele întărea pe acești străbuni, presărând urgia morții în puhoaie de păgâni. Mircea, Alexandru, Ștefan, brazi zidiți de Dumnezeu, stavila păgânătății a slăvit numele său. Până la noi răzbeau adesea milioane de păgâni, dar cădeau zdrobiți de Domnul prin acești creștini români. Brâncoveanu, om cu carte între voievozi cinstit, a murit
păstrând credința, un creștin desăvârșit. Chiar de-au fost și sunt și astăzi preoți lacom de câștig, nu credința-i vinovată dacă în focul veșnic plâng. Dumnezeu face dreptate, judecava la sfârșit și tot cel ce-l necinstește va fi sigur pedepsit. O, dar astăzi sfinții noștri cel puțin sunt cunoscuți, au sfințit aceste plaiuri în cumplite suferinți. Azi, când gradul de cultură este mult mai ridicat, toți strămoșii sfinții ai noștri neamul nostru i-a uitat. Câte vieți fără prihană vrednice azi de urmat sunt trecute cu vederea, câți români le-au cercetat, de la Daniil la Iacob, de curând mort la Iordan, un popor întreg de îngeri sunt din plaiul lunărean. La Cernica un luceafăr este sfântul calinic, Teodora de la Sihla și Nicodim cel sfințit, moșu Gheorghe de la Piatra din Clopotnița de sus, sau Vicenție la Secu, și cât sunt întru Iisus. Doar o parte dintre dânsii poate scriși în pateric, despre care lumea cultă n-a aflat încă nimic. O, dar țara noastră e plină de sfințite ctitorii ale Domnului altare, ale noastre bucurii. Iată, zilele de astăzi au rămas fără de preț, vin străinii să se închine freșcelor la Voroneți. Vin străinii și se miră de așa minunății, care cei fără cultură le-au zidit ca mărturii. Câți cunosc că la Iordan, îndurând vânturi și ploi, de curând Iacob Ioan este sfânt din Dorohoi. Care-i viața lui sfințită? Știu că pentru noi a scris o comoară numai în versuri până în clipa când s-a stins. Trupul lui plin de miresme și de Dumnezeu sfințit se găsește la Hozeva, de străini astăzi cinstit. Mai cer unii azi dovadă să arate Dumnezeu cum să creadă doar în semne azi poporul cel ateu. Dacă n-are în el voință să citească din Scripturi, nu urmează nici credința sfintelor învățături. Ei cred tot ce spune lumea, fără să ceară dovediri, dar Scriptura, patericul, nu-s decât închipuiri. Iată cum cinstim credința și pe bunul Dumnezeu, noi, români, creștini de astăzi, am ajuns popor ateu. Iată cum cinstim strămoșii și pe toți ai noștri sfinți, tăvălindu-ne în rele și spurcatele dorinți. Pentru ce au luptat creștinii să ne scape de păgâni, dacă noi trăim ca hunii, dar ne socotim creștinii?